Doamna Glavan. Mulțumesc, doamna președinte, domnule ministru, vă salut. În nota informativă pe care ați prezentat-o dumneavoastră și ați semnat-o, de 6 ori ați menționat numele OMS, Organizația Mondială a Sănătății. Cel mai mult m-a bucurat semnătura dumneavoastră sub aliniatul. OMS invită toate țările să continue eforturile care au fost eficiente, limitarea numărului de cazuri și încetinirea răspândirii virusului. Aceste eforturi oferă sistemelor de sănătate și întregii societăți mult timp necesar pentru pregătirea și identificarea tratamentelor și vaccinurilor eficiente. Spuneți-mi, vă rog, dacă în această perioadă unul din cele 4 laboratoare care muncește asupra depistării vaccinului îl va depista, dumneavoastră, în calitate de ministru, o să vă vaccinați? Îmi permiteți să mă abțin în a răspunde, fiindcă e chestiune legată de viața privată. Pe mine mă interesează și un caz care se examinează și la Curtea Europeană în vederea clarificării situației respective. Eu înțeleg în ce context mă întrebați dumneavoastră dacă mă voi vaccina. Doamna Glavan, alte întrebări? Dar ținând cont de prevederile codului contravențional adoptat, s-ar putea să primesc o sancțiune administrativă în cazul în care voi refuza prescripțiile autorităților de stat. O să-l vaccinăm pe domn ministru. Doamna Glavan, a doua întrebare. Mulțumesc. De fapt, vreau să fac o precizare. Faptul că noi astăzi vom declara stare de urgență justifică acele limitări ale drepturilor fundamentale care tocmai dumneavoastră le-ați vociferat cu 3 minute în urmă. Și dacă atunci când vorbim despre o pandemie la nivel global, despre adoptarea unei stări de urgență pe care o vom vota astăzi, mi se pare indiscutabil faptul că atunci când vorbim despre izolare forțată, carantine forțate, tratamente forțate, care vedem că se întâmplă și în Republica Moldova, nu poate fi pus la dubiu principiul obligativității vaccinării. Eu sper foarte mult că dumneavoastră, în calitatea de poziție oficială pe care dumneavoastră o prezentați, să renunțați la achitarea amenzii și să dați dovadă de faptul că, în primul rând, noi, cei care ne asumăm responsabilitatea și punem semnături, trebuie să dăm dovadă și să vă vaccinați atunci când va fi disponibil vaccinul. Mulțumesc! Stimată doamnă deputat, pe perioada urgențelor, declarării stării de urgență, niciodată nu am obiectat în ceea ce privește obligativitatea vaccinării. Eu vorbeam permanent de perioade de normalitate sau perioade de pregătire pentru urgență, dacă este justificată acea obligativitate. Eu știu ce am vorbit și eu nu renunț la acea abordare care am avut-o. Dar astăzi consider că dacă va interveni comisia cu obligativitatea în cadrul regimului de urgență, este o chestie care trebuie să fie executată de către orice cetățean al țării. Vă mulțumesc!